Allez, pèle-toi, allez. Salve, prieteni! Nica aici de la Spartan Warrior Tactics și a venit momentul să fac materialul și să vă prezint ce am primit de la warzoneshop.ro, cu care colaborez de ceva vreme, cred că e mai mult de jumătate de an, și care au produse foarte, foarte, foarte interesante, foarte bune. Și nu uitați, dacă vreți să comandați de acolo, aveți ocazia să folosiți codul Spartan și veți obține o destul de substanțială, zic eu, reducere. Bun, ok, a venit timpul să prezentăm materialul. Tara, asta este un plate carrier. Este un plate carrier foarte, foarte interesant. Plate carrier-ul se numește Reaper QRB de la Invader Gear. Aici este marca lor, da, se vede. Bun, să vă zic despre el un pic așa, un pic să vi-l arăt ca să vă faceți o idee. Da, cam ăsta este. Da. Arată destul de interesant, zic eu. Bun, este, să vă zic așa pe scurt, ce le spune netul despre el, descrierea mai precis, și zice că plate carrier-ul Reaper QRB, marca Invader Gear, este o platformă laser cut, MOLLE, extrem de ergonomică și oferă o funcționalitate excelentă. Așa este. Am și spus foarte clar în ideea de colaborare cu ei că voi lua produsul respectiv, voi primi produsul respectiv de la ei și îl voi testa. L-am testat aproximativ 2 luni l-am testat în condiții serioase, căldură extremă, adică l-am folosit la muncă efectiv, căldură extremă, transpirație, soare, chiar și ploaie, pentru că am avut momente când a plouat, și stres fizic intens, da? L-am testat 2 luni de zile și după 2 luni de zile pot să îmi spun concluziile. Atenție, chiar am discutat și cu ei și le-am spus foarte clar că voi spune plusurile și minusurile foarte sincer, pentru că nu țin cu nimeni. Pe noi ne interesează un feedback foarte corect și nepărtinitor, ca să zic așa, și o realitate. Adică dacă se încadrează pentru folosirea lui în situații cât de cât reale, da? Sau reale chiar, în cazul de față reale la mine, sau dacă este pentru airsoftiști sau orice altă categorie de utilizatori. Bun, continuăm cu descrierea. Vesta este complet reglabilă și este prevăzută cu spații pentru inserții balistice, care nu sunt incluse, by the way. Eu am introdus, deci sistemul MOLLE se vede, sistemul MOLLE foarte interesant. Eu am introdus plăcile mele, are în interior plăcile ESAPI de nivel 4+, care sunt grele în jur de 2 kg fiecare și s-a comportat admirabil. Sistemul MOLLE de tip laser cut este de o calitate ireproșabilă, așa este, și grație lui vă veți putea accesoriza vesta după bunul plac. De acord, până aici este bine. Partea frontală superioară a vestei este prevăzută cu velcro pe care puteți atașa peciuri sau alte embleme. Corect. Și avem așa, mai multe caracteristici. Emergency handle, mâner de urgență. Ăsta este mânerul de urgență. Să știți că am tras de el de la naiba. M-am pus efectiv jos. În fund și l-am rugat pe un coleg să mă tragă și m-a tras, nici măcar nu a pârâit. Deci nota 10 pentru trăinicia acestui mâner. Bun, greutate redusă,
Este concepută din nylon 600D, deci nu 500, e puțin mai sus. Ventilație foarte bună. Da, corect, ventilație foarte bună. Confirm chestia asta și vă arăt imediat. Am transpirat în draci pentru că a fost foarte cald. Ia uitați. Burete moale, foarte prietenos cu corpul. Da? Și plasa aceasta cu sistemul acesta de eliminarea transpirației foarte rapid. Bun, continuăm. Catarame speciale pentru quick release. Da, ați observat și voi, de altfel, da, largare rapidă, da, în toate cele patru puncte. Sus, da, și stânga și dreapta. Se pune foarte repede la loc, dacă vrei să o închizi, gata, am închis-o. Bun. Imediat continuăm descrierea. Pouch-uri laterale integrate pentru stație sau încărcătoare. Da, am remarcat și acest lucru și să știți că e destul de interesant. Pentru că în partea laterală avem pe interior. By the way, aici avem la fel pe părțile laterale pouch-uri unde putem să atașăm diverse sistemul MOLLE, pardon, unde putem să atașăm diverse pouch-uri. Medikit-ul, da, ai facul mai precis. Sau buzunare pentru plăci balistice, da? Ia uitați. Pur și simplu poți să bagi placa balistică aici. Un velcro foarte interesant. Și aici am pouch-ul respectiv pentru ce vreau să pun. Aici este elastic. Merge extraordinar de bine. Am și un mic sistem MOLLE aici, da? Pardon, pentru să prind cu bridele acelea de plastic. Da? Ia uitați ce frumos. Și în partea stângă la fel. Compatibilitate cu SAPI, e-SAPI. Corect. Bun. În partea din față, din câte observați pe panelul din față, care este foarte interesant, o să vă arăt imediat, am două bride de plastic aici. Și efectiv pot să dau jos. Pot să dau jos tot panelul. Da? Panelul pe care cu sistem MOLLE pe care pot să atașez diverse pouch-uri. Și aici rămâne așa. Da? Cu velcro. Acum, o să vă arăt o chestie interesantă. Ia să vedeți. La rândul lui, panelul se dă jos separat. Vedeți? Ceea ce înseamnă că ia uite. Și am panelul din față. De ce e bine? E bine în primul rând pentru că pot să-mi reconfigurez, îmi creez un panel cu pouch-urile necesare, îl configurez, pot să iau mai multe paneluri de astea, da? Se găsesc la ei. Și mi-l creez eu și pe el îmi pun setup-ul pentru un anumit gen de misiune și la momentul în care vreau să mă echipez, nu fac decât să schimb panel. Și am terminat povestea. În caz de față, tot de la ei am primit, este un pouch din polimer, se prinde cu un sistem propriu de bride cauciucate, foarte interesant, și un pouch dublu clasic, da? Pentru două încărcătoare de armă de asalt, indiferent că e Kalashnikov sau platformă AK sau platformă AR. Deci tot de la ele am primite. Foarte, foarte interesant sistemul ăsta. Și mi l-am prins în setup-ul meu. În caz de față aici am un turnichet, am o foarfecă medicală,
Aici am un multi-tool kit în interior, da, se vede, a rămas deschis că l-am folosit recent, cu două marcatoare chimice Profi, da, iar aici în partea cealaltă am lanternă cu încă un marcator chimic, niște pixuri și, bineînțeles, chei de cătușe, Rescue Me Tool-ul și ce mai vreau eu să mai prind aici. Bun, cam asta despre el. A, și mai e ceva. Pentru polițiști, atenție, dacă vreți să vă luați. A, reglajul. Și o să vin imediat cu ideea din anterioară. În spate, deci ia uitați cât de simplu e. Se ridică, iar asta se desfac, efectiv, cu velcro. Și sunt elastice. Asta îmi place foarte mult, că sunt elastice. Da? Se reglează. Efectiv, pot să... Ia uite. Foarte, foarte simplu, intuitiv și ergonomic. Da? Și îmi setez eu, în funcție de circumferința corpului meu, cu câte echipament mă încarc din punct de vedere vestimentar. Deci foarte ușor de reglat. Foarte ușor de reglat în circumferință. Pentru polițiști, asta ziceam. Se reglează puțin și în sus și în jos. Aici, dacă observați, am două, da? Două agățători, tot din sistemul vestei face parte. Eu aici am prind de obicei camera, bodycam-ul, iar aici am prind PTT-ul de la stație. Da? Stânga-dreapta. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Da. Ce să zic, până acum, și umerii, foarte important, pentru că dacă ai greutate, se resimte la umeri. Nu am simțit nimic, da? Burete, ia uitați, burete, același sistem de respirare, da? Clasă. Nu am simțit-o efectiv pe mine când am purtat-o. Verdictul? Da, merită. Prețul este în jur de 100 de euro. Merită, vă spun sincer, merită. Merită să fie folosită la treabă serioasă, mai mult decât jocurile de airsoft în principiu. Nota 10, din punctul meu de vedere. Vă recomand, puteți să intrați pe site-ul lor www.warzoneshop.ro și căutați la echipament, în meniu la echipament, veste și veți găsi acolo plate carrier-ul respectiv, Reaper QRB de la Invader Gear. Foarte bun. Și nu uitați, dacă vreți să vă achiziționați, aveți codul Spartan, cu ajutorul căruia veți avea o reducere substanțială, zic eu. Bun, până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați, antrenați-vă, antrenați-vă, antrenați-vă.